Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Andreas Multiplayer pe rpg1.bizon.ro de pe contul lui Rocco Beleau. Mulțumim frumos, Rocco, că ne-ai lăsat să filmăm de pe contul tău. De fapt, nu cred că ne-ai lăsat neapărat, pentru că ți-am dat mesaj că intru pe contul tău și tu nu mi-ai răspuns nimic. Dar Rocco ne-a spus tot timpul să intrăm când vrem noi pe contul lui, așa că mulțumim foarte mult, domnule Rocco, că ne-ai lăsat să intrăm pe contul tău astăzi, pe Bizon. Care ar fi șansele să dea crash pixacu. Astăzi pe Bizon, foarte bine, filmez clip de seară. Astăzi pe Bizon, dragii mei, când sunt din nou 1000 de jucători online. Știu că o să spuneți 980, mai devreme înainte să intru eu să filmez erau 995, ceva deloc de ani, doar intru să filmez atât. Așa. Ce vreau să zic, înainte să intru eu, acum erau 995 de jucători online, ceea ce mă face să cred că au fost 1000 până să fie 995 și chiar dacă nu au fost 1000, gândiți-vă că sunt aproape 1000 de jucători aici, pe jocul ăsta, pe Bizon, 1000 de jucători, what the fuck, 1000 de jucători. A, trebuie să ajutăm pe cineva, a, vreau să-l ajut pe tipul ăla, că se blocase. Heal, vrei heal? Vă rog, heal? Hai că pune și sirena, că e mai interesant cu sirena. M-a interesat cu sirena ca să ajungem de urgență la CNN. Candidate paramedic a ridicat un cadavru. Oh, dă cineva test să intre în facțiune. Înseamnă că este MS frumos, înseamnă că facțiunea este în recrutare. Ia uzi, ce frumos. Ok, este și domnul Stan aici, admin nivel 3. Bă, nu știu, pe ultimul clip mulți dintre voi aveți impresia, nu știu, că eu dau cu hate sau chestii de genul. Sincer, e un joc. Chiar dacă m-aș vedea în viața reală cu, nu știu, cu cei mai mari hateri, admin sau helper de pe aici din staff, viața reală, bă, aia strânge mâna cu ei și aș râde și m-ar bufni râsul și aici, bă, frate, cu jocul ăla mă râdem noi așa mai departe. Adică una e una, cealaltă e alta, adică sub nicio formă și știu că mulți dintre voi o ziceți, poate să uite și la clipul ăsta acum, moment de față, Stan, adminul care a avut cele mai mari show-uri pe aici și care a zis multe chestii pe YouTube, chestii de genul, așa mai departe. Și gândiți-vă că eu am acces și la ce discută adminii în privat, gen pe Discord Bizon, pentru că văd ce se discută acolo, nu mai intrăm în detalii. Și mulți zic multe chestii, că băi, uite, bă, pe ăla ce fals, nu știu, chestii de genul, în fine. Încă o dată, efectiv nu pot să por pică, nu pot să fiu supărat. Și dacă i-aș vedea chiar și în viața reală, chiar și pe Stan, care m-a banat, știi, și voi povesti așa mai departe, cei de pe noapte am ban după, dar care m-a banat. Bă, frate, e un joc, eu nu țin pică, dușmănie pe absolut nimeni de pe jocul ăsta. Sunt mult prea ocupat și am prea multe pe cap ca să pot să țin dușmănie, pică sau ură pe oricine de pe jocul ăsta. Așa, deci după cum spuneam mai devreme, este absolut imposibil ca eu să țin pică pe cineva de pe jocul ăsta. E greu, adică nu am timp, nu am nervii necesari și nici sufletul necesar până la urmă ca să țin pică pe cineva de pe jocul ăsta. Nu pot, efectiv. Efectiv, jocul e un joc, realitatea e realitate și așa mai departe. Da, nu știu, mulți dintre voi credeți, bă, Swift ăsta i-ar omorâ pe toți dacă ar putea în viața reală. V-am zis, eu în jocul ăsta nu am mai jucat jocul ăsta, gen să joci jocul, frate. Să joci jocul ăsta. Clar să îl joci. Știți la ce mă refer? Să-l joci cu patos, să fii concentrat, să fii băgat cu tot ce trebuie să faci aici. Nu l-am mai jucat de când am luat remove la admin. Dinainte să iau remove la admin, că de-aia am luat remove pentru inactivitate. Deci de mai bine de 4-5 ani eu nu mai joc jocul ăsta. Și mulți au impresia că eu încă trăiesc în jocul ăsta. Și dacă vă uitați pe web, acolo la orele mele jucate, o să vedeți că am, cred că nici un sfert de oră pe lună. Bine, când intru pe contul meu să filmez, na, să punem un sfert de oră, da. Eu filmez clipul și am ieșit și de pe conturile voastre de multe ori, adică filmez de pe conturile voastre tot timpul și mai departe, dar cam atât, adică în rest nu se întâmplă nimic în special. Bă, sunt foarte multe cadavre aici. Am zis că pe clipul de astăzi nu o să facem cadavre, dar uite, sunt 10 cadavre. Am zis că pe clipul de astăzi nu o să facem cadavre pentru că am mai făcut pe clipurile anterioare, dar dacă tot suntem aici și dacă tot avem posibilitatea asta, haideți totuși să dăm o încercare cadavrelor, să facem câteva cadavre dacă tot. Acum mai rost să râdeți de mine că nu știu de cimitirul S și cred că am trecut de el. Bă, deci tot timpul mă blochez, deci, dar Tautra Company e în sus. Da, cimitirul să. Hai să ține minte, Tautra Company în sus. Gata. Gata. Ok. Iar aici, ia să vedem. Aici, uite, Romero de Paramedics.
E o casă acolo, la cimitir, și a făcut cineva o casă. Bă, fiecare, bine, cei drept se poate scripta o casă oriunde vrea jucătorul. Acum fiecare cu ale lui. LS. Hai să dăm Corps 1. Unde o fi ăsta în LS? Flint County. A, am înțeles. E Corps 1 în Flint County. Nu e nici, nu e deloc LS Flint County. Flint County e la mama naibii. Ăla nu e LS Flint County. E la mama naibii în SF. A, genial. Bine, hai de că nu e chiar atât de departe. E la intersecție acolo către SF. Nu e chiar în inima SF-ului, ca să zicem așa. Băi, tipul ăla, candidatul ăsta dă și pe cadavre și pe heal. A spamat un Romero Paramedics. Bă, interesant este un paramedic să iei și cadavre, să dai și heal-uri. Acum, sincer vorbind, nu știu ce s-a introdus chestia asta cu cadavrele în testul Paramedics. A, și ăla este testerul, să înțeleg. Jack Belaua este testerul, mai mult ca sigur. Ia uite, frate, ia uite, frate, ia uite, frate, deci n-am văzut. No, no. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Spital LS. Și acolo nu sunt dricuri la spital LS, nu? Zic bine că nu sunt dricuri la spital LS. Și am pierdut și cadavru și am pierdut tot, nu? A, dar văd că mai face un cadavru candidatul ăsta. Bă, să-mi scrie și mie dacă știți în test la paramedics câte cadavre să fac. Câte, care, ce presupune testul la paramedics. Sunt foarte curios câte cadavre trebuie să ia. Așa, încă pot să mă duc după cadavru, dar să mor, dar să mai mă duc după el, frate, sau să mergem după el. Durează o grămadă să mă ai de capul meu, de ce, frate? De ce s-a întâmplat așa ceva, spuneți-mi și mie, pentru ce? Hai să mergem totul să luăm, să ridicăm cadavru. Hai mă, frate, 980 de jucători online. 980 de jucători online și cam liniște, din ce văd eu. Adică 980 online, dar cam liniște. Nu știu, ar trebui să fie mai... mai aglomerat la atâția jucători online. Dar ce idee dacă dăm noi acum un AFK list? Dacă mai eram admin și puteam să dau AFK list, cel mai sigur sunt, nu știu, foarte puțini jucători care chiar... Ia uite bă, oh, Monster, salutare! Swift pe cont. Uite-l pe Monster, abonatul nostru foarte vechi, respect Monster. Hai bă frate, că dacă niciodată asta nu pot să mă duc să iau un banal de cadavru... E clar, oh, Monster, rank 5 level, taxi, poate filmăm și după contul tău ceva, Monster, super rapid, poate chiar următorul episod. Uite cum și-am mai făcut Swift încă un episod, pentru că știți că eu filmez episoadele unul după altul foarte rapid, pentru că numai în weekend am timp, când apare clip de seară, numai în weekend am timp să filmez clipuri, așa că din weekend se filmează pentru toată săptămâna. Bă, ce naiba mă de mor atâția oameni pe aici? Cred că știu că dă cineva test în paramedic și avizează să-l ajutăm și noi pe domnul candidat să-și ia și el în paramedic licența de transportator cu dricu. Hai, 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 hai. Așa, aici a murit unul ăsta, sigur a murit. What? Ah, nici măcar n-a fost. Corps 4, trebuie să fii la datorie. Duty, Corps 4. Gata. O, oh, domnul Stan a dat un warn, bug abuse, faci ce bug. Da, uite să mai dau și acum warn-uri pentru așa ceva. N-am mai văzut de mult un warn pentru bug abuse. Sincer, îmi plăcea să le dau. Îmi plăcea să le dau warn pentru bug abuse. Nu le dădeam niciodată din prima, pentru că cu warn-ul eram atât bine cotați la statistică. Warn-ul era ceva atât de wow. Sal, uite să anunța peste tot că filmăm. Salutare tuturor, frate. Dacă o să vină ziua în care nu o să mai mă întrebați voi dacă filmez, e grav atunci. Bă, frate, hai că noi nu mai ajungem întregi. Noi nu mai ajungem întregi să luăm cadavrul ăla. Cred că până să luăm noi cadavrul, ne facem noi cadavru. Ok, hai că suntem în regulă. Ăștia sunt doi nodrepți care cred că vor să mă omoare. Ăștia sunt doi nodrepți care sigur vor să mă omoare. Să sperăm că nu o să întâmple chestia asta. Dar s-au oprit fix lângă mine. S-au oprit fix lângă mine și să mă urmărească acum. Nu-i bine. Nu-i bine, vor să mă omoare. Nu vor să mă omoare. Nu, mamă, câte... Bine, retrag. Retrag ceea ce am spus. Se simte că sunt 1000 din 1000 pe jocul ăsta. E balamuc, haos. Hai, hai să ducem ăsta și o să vă las, frate, pentru că nu mai mă încumăt la altă livrare de genul. Bă, voi mă urmăriți? Așa. Dragi, aveți foarte mare grijă de voi și până data viitoare, încă o dată, stay close. Bye, dacă am făcut și livrarea. Așa, frate, filmam cu microfonul oprit. Ce naiba? Am luat o razna. Bă, nu puteam să vă las
nu puteam să vă las până nu verificăm și noi acum ce mai face bizul nostru House Upgrade. Pentru că m-a întrebat cineva dacă bizul meu House Upgrade se vinde și se vinde. Și acum nu puteam să vă las până nu ne uităm un pic pe website să vedem exact bizul nostru House Upgrade în ce situație este. Bă, cum ar fi să nu mai văd la cont pe Alex, să știu că l-a vândut și și-a luat toți banii și s-a distrat cu ei. Dar nu face Alex așa ceva, nu face, nu face Alex. Ia să vedem, House Upgrade-ul meu, bă, ești nebun? Bă, ia uite unde s-a dus, sunt 300 de capa pe zi aici, ia uite, avem grafice cu sute de capa. Hai că asta e bine, hai că asta e bine. 92 de capa, 19 capa, 13, aici nu-i bine, 28, 71, hai că e bine, 18, 29, aici nu-i bine. Aici 61, 78, adică a compensat în zilele astea 100. Bă, a avut zile foarte bune aici, dar în continuare e un biz care produce foarte mult. Overall, lunar, e un biz care produce foarte mult. Dacă e să ne luăm lunar și aici a făcut și 200 și un pic de capa. Ok, deocamdată, deci încă o dată bizul se vinde. Dacă vreți bizul ăsta, vorbiți cu mine sau cu Alex, cu tiramisu silent, pentru că bizul este la el pe cont. Și asta shop house-is aici. A, unde cumperi case cu euro. 10 euro? Și cât e? Ia mă, care e cea mai scumpă casă aici? Big House Interior, 60 de euro asta văd aici. 60 de euro, 3 milioane, ia. Ce face asta de 3 milioane? A, e în inima lăsăului și are interior de la Mad Dog, cred că așa zice. Ok, simți legi. Și cealaltă de 60 de euro? Am mai văzut încă una acolo. Asta? A, e acolo. Ok. Am înțeles, bun. Și asta, 60 de euro. Ok, acolo în lăsă. Townhouse, LS, pe bune. De ce scrie acolo townhouse? Description, descrierea casei. Ok, bun, fraților, acum chiar trebuie să vă las. Și data viitoare ne vedem la un nou episod la fel de fain ca ăsta. Să verifică filmează, pa!